Filarmonica Oltenia invită melomanii să audieze tinere talente care aparțin spațiului asiatic, artiști talentați care vor susține piese celebre în cadrul galei tinerilor concertiști. Continuăm gala tinerilor concertiști cu soliste din China și Japonia, Guiling Yang, Mihoko Oshima și Marie Kione, care vor interpreta Piotr Ilich Tchaikovsky, concertul numărul 1 în si bemol minor pentru pian și orchestră, Franz Liszt, concertul numărul 1 mi bemol major, tot pentru pian și orchestră, și Sergei Rachmaninov, concertul numărul 3 în re minor. Din nou, această invitație de a audia tinere talente din Asia, din China și Japonia, cu Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Oltenia pe scenă și dirijorul Albert Bamriev, cunoscut publicului craiovean, în ipostaza de pianist. Data aceasta va fi pe cel care va conduce orchestra noastră. Spectacolul susținut mâine seară de la ora 19 va avea ca protagoniști o solistă din Japonia și două din China. Deși sunt tineri concertiști, au o bogată experiență artistică, iar la Craiova vor fi sub bagheta unui dirijor din Israel.